Dragi ascultători, ne bucurăm să-l avem împreună cu noi astăzi la Radio Vocea Evangheliei București pe domnul pastor Simeon Bumbar. Este secretarul general al Bisericilor Pentecostale din România. Este pentru prima dată la Radio Vocea Evangheliei București. Ne bucurăm să fie cu noi. Spunem bună ziua, bun venit! Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație. Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru tot ce faceți. Mulțumim și pe dumneavoastră. Tocmai ce am aflat că v-ați întors recent dintr-o vizită din Ucraina, de acolo, și aș vrea să ne aduceți informații proaspete, vești, impresii, observații calde de pe teren, o situație destul de grea. Iată, suntem în a doua, 10-a zi de la conflictul acesta, milioane de refugiați, aproape 3 milioane de refugiați au fugit din Ucraina. Ce puteți să ne spuneți? Cu ajutorul lui Dumnezeu, ieri, împreună cu pastorul Tuluza Marius de la Biserica Betel din Sighet și cu pastorul Slavi Hromiac de la o biserică ucraineană, care dintr-o localitate la graniță cu România, am mers și cu un microbus cu ajutoare undeva la vreo 120-130 de kilometri de Sighet. Acolo am vizitat o casă de copii cu vreo 130 de copii, cu aproximație veniți din zona Donbas, orfani care erau cazați acolo. Am aflat de ei cineva, un slujitor al Bisericii Pentecostale din Vinohradovo, Vinograd, un oraș din Ucraina, din regiunea Zacarpatia sau Transcarpatia. Ne-am dus acolo, chiar ne-am întâlnit din partea autorităților. Era, ca și la noi, președintele Consiliului Județean, președintele Consiliului Regional de acolo. Ne-am dus, i-am ajutat cu ce am putut. Apoi am avut o întâlnire cu episcopul, așa cum ei, al regiunii Zacarpatia, domnul Victor Hrepta, care se ocupă îndeaproape de refugiați. Din cele relatate de dumnealui, sunt aproximativ 500.000 de refugiați care sunt în această regiune, care se învecinează cu județele Satu Mare și Maramureș. Am discutat despre situația lor de acolo, apoi m-a sunat episcopul național, domnul Mihailo Panocco, cu care iarăși am purtat o discuție cu privire la ceea ce se întâmplă în Ucraina la ora actuală, cu mulți refugiați, cu implicarea lor în viața celor care au rămas fără casă, care n-au ce să mănânce. De asemenea, tot ieri am purtat o discuție cu episcopul Lvovului, domnul Iachimov, care de asemenea se implică într-un mod deosebit în regiunea Lvov, acolo unde vin cei mai mulți refugiați care se îndreaptă spre Polonia. Dacă dumneavoastră ați spus de aproximativ 3 milioane de refugiați, se pare că pe teritoriul Poloniei sunt în jur de 1.800.000 de refugiați și ei trec prin Lvov. Episcopul Iachimov și rectorul Saladiuc de la seminarul biblic din Lvov mi-au povestit modul în care ei se implică și ajută pe acești oameni. Noi lucrăm mai îndeaproape cu ei și astăzi trebuie să sosească din partea lor câteva microbuze pe care noi ducem de aici, de la Sighetul Marmației. Ei le încarcă și apoi le duc acolo. Mi-au povestit pe îndelete modul în care îi ajută pe oamenii care vin cu trenul, îi cazează, le dau de mâncare, cele necesare vieții ca să poată supraviețui. La Sighetul Marmației noi avem o lucrare pe care am deschis-o. Noi avem un centru Onisim Betel, unde îi primim pe refugiați, îi cazăm pe unii la centru, iar pe cei mai mulți îi ducem în casele credincioșilor noștri, care îi primesc cu bucurie. Numai în comuna mea natală, Ruscova, la un moment dat era în jur de 100 pe care i-au primit în casele lor, dar majoritatea dintre ei pleacă mai departe, în Sighet, în localitățile învecinate Sighetului îi primim și apoi sunt unii care rămân, sunt pe aici, însă majoritatea se îndreaptă spre Germania, Austria, Spania, cât și
alte țări. De asemenea, în județul Satu Mare există o vamă la Halmeu. Avem acolo o echipă de frați păstori care se implică împreună cu bisericile din județul Satu Mare. De altfel, comunitatea regională penticostală a Maramureșului și Sătmarului este implicată pentru că există două puncte de trecere aici în cele două județe. Sighet, respectiv Halmeu. La Siret, și dumneavoastră cunoașteți bine problema acolo, da. Comunitatea regională Suceava se implică în mod deosebit, ei sunt mult mai mulți și acolo intră foarte mulți oameni. Din cunoștințele pe care le am, am vorbit și cu președintele comunității, fratele Axinte Liviu, ei se implică, îi ajută pe oameni, îi trimit mai departe, le asigură transportul, îi cazează. Iar în partea de sud, la Galați, de asemenea, avem Biserica Emanuel, condusă de pastorul Mihai Dumitrașcu, și ei îi ajută pe cei care vin din sud. Sunt și mulți români în sudul Ucrainei, în zona Izmail. Ei vin spre România, dar în același timp se trimit foarte multe ajutoare. Atât celor din partea de sud, prin Siret, cu siguranță cel mai mult, și în zonele noastre. Chiar ieri am văzut câți pleacă și îi ajută astăzi de la noi, cred că aproximativ 10 microbuze. Deja sunt pregătite, chiar acum sunt aici la centru, unele sunt pregătite, mai așteptăm câțiva frați cu microbuze care se duc, le descarcă și apoi vin ei și îi duc spre Lvov și alte zone. În parte, aceasta este activitatea pe care noi o avem în momentul de față. Da, într-adevăr, o muncă grea, consistentă și răspirat așa pe mai multe zone ale țării, așa cum ați menționat, la aceste puncte de trecere a frontierei. La finalul intervenției noastre v-aș ruga să adresați un mesaj ascultătorilor noștri, credincioșilor în perioada aceasta, ca păstor, ca și lider spiritual. Eu pot să mă adresez tuturor celor care mă ascultă în momentele de față că e de mare importanță să fim alături de cei care sunt în suferință. De altfel, cuvântul lui Dumnezeu ne învață, plângeți cu cei ce plâng. Cei din Ucraina acum plâng într-un mod deosebit, având casele distruse, mulți dintre ei nu mai au unde să se întoarcă, cunosc deja personal oameni cărora le-au fost distruse casele. Iar noi, ceea ce putem face în momentele acestea e să le oferim cele necesare, să ne implicăm arătându-ne de altfel compasiunea față de ei. Biblia ne învață să ne iubim unii pe alții cum ne-a iubit Hristos. Prin aceasta toți vor cunoaște că suntem ucenicii Lui în Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetele 34 și 35. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați implicat, vă transmit din partea Episcopului Național, Mihailo Panociu, de care am pomenit, mii de mulțumiri dumnealui și slujitorii din Ucraina cunosc despre tot ce se face și modul în care românii și-au deschis inimile și casele, ajutându-i pe cei aflați în nevoie. Știu că și în București, mai mult cunosc despre cei din comunitatea regională, penticostală București, pastorii ei, domnul Grămadă, președintele comunității, bisericile de acolo care se implică. Chiar ieri un profesor de teologie care a predat și la Kiev, a fost la Biserica Betel, l-au primit, a mers la ambasadă. În toate astea nu pot decât să aduc mulțumiri din partea lor. Noi încurajăm mai departe pe toți cei care au posibilitatea să facă un bine, că e de mare importanță să fii gata să faci bine pentru cel din jurul tău. Țin minte, cu mulți, mulți ani în urmă, într-un magazin istoric, citeam despre Titus, împăratul roman,
cel care în timpul când a fost general a condus acea expediție militară împotriva Ierusalimului, în timpul lui a fost distrus, se credea despre el că va fi un împărat crud, dar spre surprinderea tuturor, omul acesta, în scurta ei perioadă de domnie, a arătat că este cu totul altfel și despre el se spune că în fiecare seară, când stătea la masă cu familia, cu suita lui, în ziua în care el nu făcea un bine, el se ridica în capul mesei și spunea următoarele cuvinte: prieteni, am pierdut o zi. Noi avem posibilitatea, mai ales în aceste zile, să facem bine. Să nu pierdem prilejul, să-l fructificăm la maximum și știm că toate într-o bună zi vor fi răsplătite de bunul Dumnezeu. Toate le facem în numele lui Isus și într-o zi Domnul Iisus va spune: veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită înainte de întemeierea lumii, căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost gol și m-ați îmbrăcat și așa mai departe. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să binecuvânteze toți ascultătorii radioului Vocea Evangheliei din București și din alte locuri. Amin, vă mulțumim mult pentru aceste frumoase cuvinte și informații pe care ni le-ați adus. Într-adevăr, cuvântul ne spune că este mai ferice să dăm decât să primim și toate acestea vor fi răsplătite. Vă dorim multă binecuvântare, putere, sănătate în perioada aceasta și călăuzirea Domnului în tot ceea ce faceți. Mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mult har vă dorim. Mulțumim și noi. Mulțumim și noi. A fost cu noi în direct prin telefon pastorul Simeon Bumbar, secretarul general al Bisericii Pentecostale din România. Dragi ascultători, rămâneți cu noi!